Bună dimineața, o zi foarte bună de stropit, pomii, temperaturile sunt destul de crescute, mai ales în cursul zilei de astăzi și dacă nu bate foarte rău vântul, vă urez spor la treabă. Mare atenție, care nu ați aplicat niciun tratament, să aplicați un tratament pe bază de cupru, da? Cum ar fi fungicidul zeamă bordeleză sau șamp sau funguran sau cupridin, da? Și nu vă grăbiți cu uleiul horticol, acum depinde de zone, până nu mugurile acesta, da, la sâmburoase, adică la prun, piersic, cireș, până nu butonul nu se face un pic spre verde sau spre alb sau spre roșu, în funcție de soi și specie, nu aplicați îmbăierea cu ulei horticol și insecticid. Deci acum fungicide pe bază de cupru, da, pentru a cicatriza toate rănile, de a stopa monilinie și alte boli. După care, când vine momentul la semințoase de au apar primele mici frunzulițe ca urechiușe de șoarece, aplicăm uleiul horticol cu insecticid, cum ar fi Mospilant Oil sau Midos Oil plus insecticidul Zebra sau Karatezeon. Deci spor la treabă și mare atenție când aplicați tratamentele, să le aplicăm la momentul care trebuie. La revedere!